O bucurie extraordinară că am putut comunica la un, pentru un auditoriu atât de valoros și numeric ați văzut și dumneavoastră o prezență formidabilă. Asta înseamnă gradul mare de interes pentru Planul Național Strategic. Este un drum pe care l-am început din data de 7 decembrie, este un drum pe care îl continuăm până la 1 martie la nivelul întregii țări. Este un drum al implementării pe care trebuie să-l parcurgem fără niciun fel de întrerupere și să ne odihnim în mers. Care au fost dorințele agricultorilor astăzi? Desigur, nu știu, dorința de a participa, de a cunoaște, de a vedea despre ce este vorba și evident dorința aceasta de sprijin pe care am pus-o la dispoziție prin prezentarea Planului Național Strategic în structura lui, în așa fel încât ei să cunoască și să pornim la treabă. Uitați, e căldură afară, au ieșit brebenii, ne așteaptă câmpul. Când vor fi deschise primele măsuri? Păi da, de la ele lucrăm imediat, din martie încolo, sigur că da, iar din 1 martie începe depunerea de cereri, începe depunerea de cereri la APIA și până atunci noi trebuie să pregătim toate etapele acestea de care presupune înțelegerea instrumentelor, organizarea temeinică a structurilor care accesează APIA, AFIR-ul, punerea la punct a softului, dezvoltarea lui, pentru că sunt 89 de direcții noi care trebuie prelucrate în așa fel încât să fie operaționalizate și operaționale în timp pentru a veni banii la timp fermierilor români. Sunt banii mulți, iată că ies. De 15,8 miliarde euro pe toată perioada din 2023-2027, dar un lucru bun, pe data de 4 iulie, dacă ne-am organizat, dacă am acționat, dacă am muncit la timp, dacă am făcut ce trebuie, iată că rezultate nu întârzie să vină. Iar pe data de 4 ianuarie, noi am primit de la Comisia Europeană 1,33 de milioane euro datorită faptului că am putut să dăm banii la fermieri și să-i aducem în țară la timp. Iar peste câtva timp vor mai veni încă 531 de milioane euro, agricultura fiind domeniul în care accesarea fondurilor europene a fost o preocupare permanentă și un succes în acest domeniu prin sumele pe care le-am adus de la Comisia Europeană. Cum se anunța anul agricol 2023, având în vedere că și vremea ne-a făcut surpriza de a fi mult mai cald? Sigur, un agronom este potolit în răspunsuri aici și eu sunt în această postură de a fi agronom și iată că întrebarea dumneavoastră are miez, iar răspunsul pentru mine este acela că până la această dată se întrezire și o situație bună în anul agricol ce urmează, însă trebuie să așteptăm pentru că ești sigur pe producție numai atunci când ai recoltat-o, ai băgat-o în magazie, ai închis cu cheia și iar cheia e la tine. Vor fi devansate sămânțele de primăvară? Da, în unele zone cu siguranță. Cu siguranță pentru că am luat datele informative astăzi și am putut constata că sunt temperaturi ridicate în sud. Iată de ce interesul meu foarte puternic pentru realizarea sistemului de irigații. Ați văzut și noaptea. O așteptăm, ce să-i facem? N-avem decât să o așteptăm, dar trebuie să folosim fiecare oră bună de lucru. Iar din acest punct de vedere ați putut constata că suntem pe șantierele de executare a lucrărilor de investiții în sistemul de irigații, să nu pierdem niciun minut bun de lucru, în așa fel încât să putem da apă, că dacă anul se desprimăvărarea asta este timpurie și iată că așa se profilează a fi, trebuie să începem rapid la sistemul de irigații, ori e o activitate complexă care presupune pe de o parte irigarea culturilor, pe de altă parte lucrările de investiții. De aceea trebuie să nu pierdem cadența muncii zilnice și efortul pe care trebuie să-l facem, indiferent unde îl fac. Am văzut de des la Bistrița, este un interes mai mare? E peste tot vin des și interesul este legitim pentru Bistrița, pentru că este o zonă importantă a țării, aici avem de toate.
avem și deal, avem și, și luncă, cu alte cuvinte, avem și zootehnie, avem și câmpie, avem și cultura mare, avem și, și suprafețe pomicole importante. Într-un cuvânt, este o parte a țării pe care trebuie să o vezi și să fii acolo când nevoia te împinge. Iar solicitările apar din acest domeniu și iar răspunsul pentru mine este acela, da, vin acolo unde mă chemați și acolo unde se impune prezența ministrului, în așa fel încât să putem depăși momentele dificile pe care cu care ne-am întâlnit de fiecare dată. Au fost exprimate îngrijorări vis-a-vis de interzicerea exportului de animale vii? Ei, au fost îngrijorări, dar la mine sigur că sunt și reproșuri în direcția celora care au asemenea inițiative, care nu merită să fie discutate, pentru că ele sunt în împotriva interesului pe care îl are țara. Din acest punct de vedere, mă îngrijorează când există o asemenea inițiative, dar ele nu vor avea finalitate, întrucât Parlamentul României este atent la interesul acesta al statului și legiferează acele și pune în mișcare acele acte care ajută fermierii români și nu le obstrucționează activitatea. Asta e un act care nu va avea, nu va vedea votul final al Parlamentului. V-aș întreba de sectorul pomicol, pentru că sunt copaci deja înfloriți, nu doar înmuguriți. Desigur, vom avea... Inclusiv la noi da, în zonă. Da, vom avea din... Ați mai văzut așa ceva? Sigur, eu am văzut de-a lungul vieții, am văzut mult. Ați mai prins așa iarna tipică? Sigur că am prins, dar toate iernile au specificitatea lor. Nu, cu asemenea căldură, nu. Cu asemenea căldură, mai ales în anumite zone. Pentru că știți și dumneavoastră și văd și la dumneavoastră ca și la mine o preocupare în acest domeniu, iar oamenii se uită și interpretează în fel și chip. Dom'le, a mai fost vreodată așa? Păi n-a mai fost, la Bobotează era frigul Bobotezii, acum făceai plaje de Bobotează. Sigur că această temperatură va scoate din repasul vegetativ în mugurii și orice temperatură scăzută sub 3 grade va afecta mugurii de rod și inflorescențele ca atare, pentru că ele se vor deschide. Vom vedea cum evoluează vremea, nu putem acum să întrezărim pierderi sau să anticipăm un anumit grad de afectare. Nu. Îl vom vedea atunci, însă șocurile de temperatură fac rău de regulă plantelor și în mod deosebit speciilor acestora pomicole care au o înflorire timpurie și care pornesc la primul val de căldură și apoi știți foarte bine că au bătut brume și în luna mai. Să sperăm că lucrurile nu vor merge în această direcție, însă așteptăm, vedem, constatăm, luăm măsurile care se impun, ne pregătim cu ceea ce trebuie în așa fel încât să putem să avem succes în agricultură. Ați văzut aici o serie întreagă de fermieri care își pun nădejde în Planul Național Strategic și își pun nădejde în propriile lor afaceri. Să-i susținem și în același timp să-i îndemnăm să plece pe drumul acesta al investițiilor în agricultură, pentru că este un drum frumos, nu este ușor de parcurs, dar cu câștiguri. Domnule ministru, ați vorbit împreună cu fermierii despre subvențiile, de fapt sprijinul care va fi acordat crescătorilor de bovine și de ovine în continuare. Sunt mulțumiți fermierii din Bistrița Năsăud de valoarea acestuia, pentru că aici sunt mulți. Sigur, aici n-am discutat personal, întrebându-i și văzându-i. Eu am prezentat în general, însă ei apreciază sprijinul pe care îl dăm la nivelul țării și prin deciziile guvernamentale pe care le-am luat. Și o să vedeți luna viitoare că intră în efectivitate în aplicare un act normativ pe care îl avem în avize pe la ministerele de linie pentru a da o subvenție pe cap de pentru taurina de lapte, 73 de euro, am discutat cu comisia, suntem în faza finală de a profila acest sprijin și a-l valida în așa fel încât din luna februarie încolo să primească această sumă bine meritată, știindu-se că acest sector este afectat, urmare a secetei și nu numai, și a pieții, știindu-se ce dificultăți sunt din punct de vedere al valorificării și al jocului acesta de prețuri pe piață în condițiile date și de aici nevoia de intervenție pe care
o facem și venim cu ea la timp. Măsurile pentru tinerii fermieri când vor intra în vigoare, pentru că înțeleg că vor fi din ce în ce mai stimulați. Păi, sigur. Păi, începând de anul acesta, primele subvenții care se vor da și se vor contura la sfârșitul anului, pentru că așa sunt procedurile, vor primi banii diferențiat în funcție de interesul pe care îl avem și sumele prevăzute suplimentar pentru fermierii tineri. Ei merită să fie susținuți, o facem și din acest punct de vedere nu vom întârzia nici cu formele de sprijin. Iată și motivul suplimentar acela de a ne pregăti și a ne pune la lucru și ne organiza din timp în așa fel încât să nu fie sincope în această direcție. Ați mai vorbit despre nevoia de a fi schimbate cumva profilul culturilor. Nu, da, categoric, da. Deci categoric, da. Noi trebuie să avem în vedere schimbările climatice de aici și un comportament adecvat în această direcție. Motiv pentru care am introdus în acest complex de intervenții care să stimuleze apariția unor noi culturi și creșterea suprafețelor pe acele culturi care sunt pretabile în spațiul de cultură, înțelegând aici condițiile climatice, condițiile pedologice, agrochimice și interesul pentru valorificarea produselor respective. Am spus AMEU, unde iată că am ieri la Sibiu am stat de vorbă cu unul dintre mari producători, că nu mai sunt mulți, mai sunt 3 producători recunoscuți la nivelul țării, iar aici există o posibilitate formidabilă de a stimula și facem acest lucru, a stimula această cultură și a dezvolta interesul pentru hamei, știind și cunoscând că este atât de necesar industriei berii, iar produsul este de foarte bună calitate, condițiile climatice permit dezvoltarea suprafețelor, creșterea suprafețelor și din acest punct de vedere și interesul nostru de a stimula cultura.